Bună și bine v-am găsit! Gospodării frumoase, unde-i Vasile? Așa, Vasile, tu ești inovator! Acest mesaj. Ginerile meu drag, mă mândresc cu tine. Ești un om minunat, ești a noastră mândrie. De la bun început, de când te-ai cunoscut cu fiica mea, Diana, te-am îndrăgit foarte mult. Te-am primit în a mea inimă. La fel ca pe copilul meu, îmi ești așa ca și un fiu. Mai ales că ne-am dorit băiat mereu și iată că ne te-a dat Dumnezeu. Am trăit 3 ani la familia ta, am rămas cu amintiri frumoase. Am fost cea mai fericită soacră când m-ați dus în Grecia, în Paris, în Olanda. Îmi spuneai, mamă, haide-m cu noi. Cum să nu mă mândresc așa, ginerii și cu socrii mei? Sunteți o frumoasă familie. Foarte mult vă mulțumesc pentru stima și respectul pe care de la tine o primesc. Îți mulțumesc din tot sufletul. Pentru cei 2 nepoței pe care îi iubesc atât de mult. Mai ales că nepoțica Andreea într-o zi cu mine s-a născut. Mi-e dor de voi, aștept cu nerăbdare să vă întoarceți în Belgia. Îmi pare rău că n-am putut veni la aniversare. Vă mulțumesc, vă iubesc și vă mulțumesc pentru toată bucuria. Sunt mândră și fericit că am așa ginere. Doar cuvinte de laudă am eu pentru tine. Îți doresc să fii sănătos, fericit alături de familie. Vă doresc să creșteți frumos și să mă bucurați în continuare pe mine. Și următoarele urări vin din partea cumnatei Anișoara, așa cu cumnatului Ion. Scumpul nostru cumnat, te felicităm cu ziua de naștere. Îți urăm viață lungă, plină de succes și împliniri alături de cei dragi ție. Mult curaj în toate deciziile tale. Să poți treci cu brio peste toate greutățile, să fii mereu cu fruntea sus și indiferent de orice situație. Să știi că mereu ești puternic și că succesul tău este garantat. Îți dorim ca în această zi toate visele tale să devină realitate. Să ai parte de cele mai frumoase momente, prieteni și bucurii, momente pline de bucurii de neuitat. Să fii înconjurat doar de oameni dragi și doar de prieteni adevărați. Să fii în primul rând sănătos, stimat și fericit. La mulți ani! Din partea soacrei și a cumnatelor, așa, cumnat și cumnată, vă felicit de în tot sufletul sau gândiți să vă bucuri în această zi. Și vreau să-ți ofer cuvintele, după asta eu am zăcânt ceva frumos și ați dansat și ați chiuit și ați sărit, dar vreau mai întâi să-ți ofer cuvintele, ce vrei să le transmiți când noi înregistrăm acest moment frumos pentru voi. Aș vrea eu să-i spun la mulți ani încă o dată, la mulți ani, tot fericit, dragul meu, și numai bucurie. Bravo! Eu le mulțumesc mult de surpriză și pe mama soacră o așteptăm la Moldova cu noi la masă și ura! 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 Așteaptă eu uite cum asta a pregătit acolo. Așa, vii vă așteaptă. Deci foarte frumoasă relație aveți din cele povestite mie ca să scriu acest mesaj. Am rămas numai cu impresii frumoase. Aveți o relație și o familie cu adevărat puternică, unită și frumoasă. Așa să fiți mereu. Și o melodie pentru tine, Vasile, după asta îți cânt și despre Vasile. Dar mai întâi de la soacra, dacă te iubești ea tare mult, mă iubește soacra mea și haideți să facem aici un pot mare. Așa să o susținem pe Vasile nostru. Oh,
12 de miese mele împrejur cu păhărie. Melodie așa în jurul miesei, cu nemurele. Să
Am rămas cu amintiri frumoase, încă o dată, sincer, la mulți ani.